Cum ați reușit, în primul rând, să acoperiți într-un timp atât de scurt o atât de mare parte din teritoriul României, care, ca știre, a uimit și Agenția Națională de Reglementare? Am încercat încă de la data obținerii licenței să ne facem un plan astfel încât să putem realiza, așa cum ne-am propus, până la termenul de 30 iunie 2008, toate site-urile de care avem nevoie pentru a realiza această acoperire. Am reușit să creăm o echipă dinamică și pregătită care reușește să-și asume aceste obiective și prin acest lucru combinat, echipa, eforturile companiei investiționale, umane, cât și suportul furnizorilor, am reușit să ne îndeplinim aceste obiective. Când vor fi efectiv funcționale serviciile 3G în toate aceste locații, din punct de vedere comercial, și care este numărul de utilizatori 3G pe care îl aveți în acest moment? Serviciile 3G, dacă vorbim de serviciile de date, ele fiind native 3G, serviciile IP de date peste 3G, vor fi disponibile până la sfârșitul acestui an. Deja avem un număr de utilizatori, atât companii, cât și persoane fizice care utilizează serviciul. Urmând să-l lansăm pe scară largă, astfel încât ele să poată fi accesibile la tarife rezonabile pentru toți utilizatorii. În momentul de față avem aproximativ 1,1 milioane de utilizatori pentru serviciile mobile. Deci nu numai 3G, toate serviciile mobile. Toate serviciile mobile, nu numai 3G. Dar vedeți mobilitatea pe care o oferă compania dumneavoastră ca fiind în principal 3G în acest moment? Da, practic 3G-ul este noua evoluție a tehnologiei mobile, așa cum o vedem noi, astfel încât toate serviciile, inclusiv vocea, migrează peste 3G. Pentru că și din punct de vedere tehnologic este cea mai eficientă tehnologie, chiar și pentru partea vocală. Canalul de voce ocupă cea mai mică dimensiune pe 3G, este integrat IP, poți face dezvoltări viitoare, este inclus în ceea ce se cheamă long term evolution din punct de vedere tehnologic pentru rețelele mobile. Aveți în contractele pe care le încheiați cu clienții fizici, dar și persoane juridice, un anumit SLA, deci să garantați o anumită calitate a serviciilor? Avem un SLA general față de utilizatorii noștri și încercăm, ca și cu serviciile celelalte pe care le oferim utilizatorilor, să oferim o calitate cât mai bună, pentru că și din punct de vedere competitiv, atâta timp cât ești un nou intrat pe piață și vrei să-ți păstrezi și calitatea serviciilor care e obișnuit pe utilizatori, din punct de vedere internet, servicii de televiziune prin cablu, telefonie fixă, dorim să avem o calitate cât mai bună, astfel încât ei să fie deplin mulțumiți. Cum veți folosi avantajul de a avea parteneriat cu televiziunea Antena 1 și celelalte televiziuni din grupul Antenei 1 în lupta concurențială față de ceilalți operatori care încă nu au făcut acest pas? Este un serviciu de conținut pe care vrem să-l oferim utilizatorilor noștri. Așa cum am spus, sunt deschiși și către colaborarea cu ceilalți furnizori. Din punctul de vedere nu există nicio problemă. Vrem să vedem cum vor evolua lucrurile în continuare, pentru că partea de conținut va fi din ce în ce mai importantă pentru orice operator. Mersi. Mersi și eu.